Bursa socială reprezintă o formă de sprijin financiar acordat studenților cu situații economice precare sau cu venituri reduse. Criteriile pentru obținerea bursei sociale pot include venitul pe membru de familie, situația deținerii altor burse sau ajutoare sociale, situația socială sau medicală a studentului și a familiei sale, precum și performanțele academice ale acestuia. Elevii nu trebuie să depună cereri pentru bursele de performanță și bursele de merit, însă pentru restul burselor, părinții sunt nevoiți să furnizeze anumite documente și cereri în funcție de tipul de bursă la care se încadrează elevul. Bursa de ajutor social se acordă la cerere elevii, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorului legal. Pentru a beneficia de bursă socială, familiile elevilor nu trebuie să realizeze un venit mediu net lunar pe ultimele 12 luni mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Pentru bursa de ajutor social, ai nevoie de următoarele acte. Cerere tip, documente venit pe ultimele 12 luni, adeverință de salariat, talon de pensie pentru toți membrii familiei care lucrează, declarație la ANAF că nu se realizează alte venituri, declarație notarială că nu are terenuri în proprietate pentru toți membrii familiei, acte doveditoare dacă unul dintre părinții nu susține financiar copilul, copie certificat de naștere sau carte de identitate copil și certificat de naștere frați-surori în întreținere, relatează știrile ProTV.ro.